Victorie pentru Farul Constanța în meciul cu CFR Cluj. Marinarii s-au impus în deplasare pe terenul campioanei cu 3-1. Gazdele au deschis scorul prin Malele, dintr-o lovitură de pedeapsă, dar albalbaștri au egalat până la pauză prin Alexi Pitu. Echipa lui Gheorghe Hagi a dat lovitura în repriza secundă prin dubla de senzația lui Luis Munteanu, împrumutat de la Fiorentina. După victoria de la Cluj, Farul revine în fruntea clasamentului Superligii. Mă bucur foarte tare că am câștigat, pentru că asta față unei campioane și în deplasare îți dă o încredere foarte mare și cred eu că ușor, mental echipa crește, arată bine, pentru că ca și meciul trecut am început cu 1-0 la adversar și am revenit, am făcut și antrenat meciul foarte bine. Ne uităm la meciul următor, pentru noi e important să câștigăm cu FCSB-ul. Asta trebuie să facem o strategie, să câștigăm cu FCSB.